Bine te-am găsit! Clipul dedicat lunii noi în Gemeni. Iată că a venit rândul gemenilor. Lună nouă în semnul vostru. Soarele și luna se aliniază în Gemeni. Pe data de 18 iunie va fi momentul maxim la gradul 26, 43 de minute. 18 iunie 2023, 7:36 de minute dimineața, în zorii zilei, a spune, pentru ora României. Dacă sunteți în altă parte, calculați pentru fusul orar la care vă aflați. 18 iunie, așa pe ultima sută de metri, când avem geamănul, avem și această lună nouă care se aliniază la un grad frumos. Luna nouă reprezintă un nou început. Energia lunii noi ne ajută să plantăm acele semințe în grădina sufletului și a minții noastre, mai ales că geamănul este despre minte, despre gânduri. Este o lună nouă foarte puternică, așadar e indicat să fiți atenți la gândurile voastre. Pe tot parcursul lunii noi, luna nouă durează vreo 2 zile și jumătate, însă momentul maxim este acolo la gradul 26. Luna nouă poate să aducă o curiozitate în Gemeni, o curiozitate, nevoie de schimbare și spontaneitate, pentru că geamănul este curios, este dornic să experimenteze, să descopere, este spontan, nu prea are răbdare și nu are nici, să spunem așa, timp să se plictisească sau nu-și dorește să se plictisească. E în 10 direcții în același timp sau se gândește la 10 lucruri într-un moment. E foarte important să fiți un pic atenți la gândurile voastre, să fiți un pic atenți la ceea ce comunicați în aceste zile, pentru că se caută armonia între trup, minte și suflet, dar în special între suflet și minte. Pentru că dacă nu există această armonie, nu o să plantați cele mai bune semințe pe această lună nouă, care v-ar ajuta să vă îndepliniți anumite scopuri, dorințe, obiective. Luna nouă în Gemeni oferă o oportunitate extraordinară prin care voi să vă exprimați dorințele, să folosiți această energie pentru a vă îmbunătăți viața, a vă îmbunătăți poate abilități legate de comunicare, abilități legate de vânzare, de expunerea unor sentimente, idei, gânduri. Este momentul să vă căutați acel loc din care voi să vă extrageți ce vă doriți cu adevărat. Până la urmă, toată lumea își dorește liniște și fericire. În această energie, poate că veți căuta și socializarea. Este o șansă foarte bună pentru socializare, pentru a face schimb de idei, pentru a face schimbări în viața voastră, pentru a lua anumite decizii de îmbunătățire a vieții. Dar nu uitați ce spuneam acolo, echilibru între minte și suflet. Acestea să lucreze împreună, acestea să bată palma și să găsească o cale comună. Această lunație formează, desigur, și ea niște aspecte, iar unul dintre aspectele poate mai puțin plăcute este acela de cuadratură cu Neptun. Adică poate că voi vă doriți anumite lucruri, însă este important să vă testați un pic realitatea. De ce? Pentru că această cuadratură cu Neptun ne arată cumva că există puțină iluzie. Adică eu îmi pun niște dorințe, dar poate să fie o iluzie. Tocmai de aceea, dacă mintea și sufletul meu nu conlucrează, nu sunt o echipă, posibil să se așeze pe acolo puțină iluzie și să nu pun dorințele cele mai bune sau să îmi pun intențiile cele mai bune, să vă lansați către o cale care de fapt nu e calea sufletului vostru. Luna asta nouă, ea este o energie bună, noi începuturi, noi direcții, șanse, posibilități, o resetare lunară, e de bine, dar sunt și aspecte care sunt un pic în tensiune, cum ar fi cuadratura care se formează cu Neptun, care
ar putea să aducă așteptări nerealiste, să aducă un disconfort. Pe de o parte să fiți motivați către noi începuturi, noi proiecte, noi șanse, dar pe de altă parte să vă luptați așa cu niște așteptări sau cu percepții care sunt nerealiste. Această lună nouă poate să vină și cu niște văluri de ceață. Căutați să vă retrageți, căutați să fiți așa un pic în, să fiți în armonie, mintea să lucreze cu sufletul și veți da acea ceață la o parte sau acea tensiune și veți planta fix semințele autentice de care misiunea voastră are nevoie. Să nu-mi pun niște dorințe sau niște intenții care sunt așa superficiale sau pentru că toată lumea face ceva sau că vrea nu știu ce vrea. Că lumea vrea multe, dar important e ce vreți voi, ce vrea fiecare în parte. Da? Că oamenii din jur poate au altă părere, dar fiecare trebuie să-și urmeze părerea interioară. Această energie este bună pentru a stabili intenții și pentru a acționa apoi, pentru a acționa, pentru a atrage ceea ce vă doriți, să atrageți în viața voastră ceea ce vă doriți. Poate că vor fi și sentimente de incertitudine, de neclaritate, poate că vor fi și momente în care să nu știi exact care ți-e calea sau să ai mai multe căi și să nu fie neapărat decizia ta pe care cale să mergi. Și aici iarăși e de lucrat un pic, pentru că tu poți să ai trei variante și să alegi una, dar de fapt să nu fie alegerea ta. E super important să dați deoparte ceața, confuzia și să folosiți acest dar al lunii noi, un dar extraordinar, să onorați această energie pentru a face un efort, să vă calmați, să vă relaxați, să priviți în interior, întunericul lunii noi, da, când luna nu se vede și noaptea e așa întunecată, acel întuneric te îndeamnă la introspecție. Dau deoparte gânduri care nu mi-aparțin, păreri, idei și alte programe, mă duc așa în interior, îmi calmez trupul, mintea, sufletul, stau în corp, îmi liniștesc mintea și sufletul și apoi văd exact ce vreau eu cu adevărat, fără a mă judeca. Deci foarte important să vezi ce e în interior, fără a te judeca. Ascultă-ți intuiția și folosește-o pentru a te ghida. Chiar dacă este într-o quadratură, Neptunul ăsta te îndeamnă, vă îndeamnă să aveți încredere în voi și vă încurajează să vă ascultați intuiția și să înțelegeți că nu sunteți vocile din capul vostru, ci voi sunteți observatorul acelor voci, nu sunteți nici corpul vostru, sunteți sufletul vostru, doar că astea trebuie să lucreze împreună, trupul, mintea și sufletul, spre a ajunge cea mai bună variantă și a vă bucura de viața aici pe pământ. Este o lună nouă care este într-o conjuncție cu Juno, Junona, care este un asteroid legat de relații, de căsătorie. Se consideră a fi zeița căsătoriei și pentru că este într-o conjuncție cu această lună nouă, puteți să vă faceți niște planuri legate de relații, parteneriate de orice fel, dar orice parteneriate ca un mariaj, ca o căsătorie, unul vine cu ceva, celălalt vine cu altceva și împreună dorim să prosperăm, să ne fie bine. Fie că e vorba de iubire, fie că e vorba de parte financiară, în mod tradițional, Juno nu se calculează pe zona financiară, dar eu aș zice că în condițiile astea în care avem o lună nouă, care poate să fie vorba și despre bani, nu doar despre iubire, ne amintește cumva că este important să aducem iubirea în toate relațiile noastre, că relațiile pot fi în mintea voastră la acest moment, să vă puneți niște intenții legate de relații, legate de căsătorie, legate de parteneriate, legate de colaborări. Iar aici, fiind la masa regală, să zicem așa, clar că aveți nevoie să verificați un pic parteneriatele în care sunteți și să vă puneți niște intenții în privința parteneriatelor, că e de iubire, că e de prietenie, că e de familie, că e de orice ar fi. Oricum, acest Juno, asteroidul parteneriatelor, este activ sub această lună nouă și ne arată că relațiile sunt foarte importante în mintea noastră și ne arată cumva că este
foarte important să fiți independenți și totuși să fiți în iubire în toate relațiile voastre. Dar independență, nu dependență. Când ești dependent de ceva, ești în atașament și atunci nu prea iese roz. A zice că și Pluto vine cumva destul de puternic la această lună nouă și vor fi schimbări și transformări. Vă asistă destul de mult acest Pluto, care a spune cumva că poate să vă facă să înțelegeți niște lucruri, adică să vă apese pe niște butoane, să înțelegeți niște lucruri pentru a înțelege care sunt dorințele voastre cele mai puternice. Una peste alta, mai avem noi atunci o șmecherie, că intră și Saturnul retrograd, așa pe lună nouă intră și Saturn retrograd, e deja retrograd, dar nu este intrat de foarte mult timp. Intră pe luna asta nouă, nu la momentul maxim, dar când deja era formată luna nouă, care vă spuneam că durează 2 zile jumate, practic vom avea luna nouă din 16, 16, 17, 18, da? Pe luna nouă și Saturn își începe retrogradarea. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, clar că vom lucra cu niște energii și mai puternice, pentru că Saturn poate să aducă niște lecții karmice, iar, bine, ca energie, Saturn din peștere și energia peștelor și energia geamănului nu sunt compatibile, sunt semne în quadratură. Nu se formează neapărat niște quadraturi așa foarte mari, dar luna va forma, se va stresa un pic cu Saturn. Ce vrea să ne spună asta? Nu sunt, deci luna nouă, momentul maxim, nu formează o quadratură cu Saturn, dar se mai tensionează puțin pe acolo, pentru că sunt pe energii care în mod tradițional nu se înțeleg foarte bine. Mai simplu spus este că Saturn o să vă invite să revizuiți și să analizați anumite lucruri, anumite lecții karmice care poate nu au fost înțelese, integrate, asumate. Și când poate să facă asta cel mai bine? Atunci când tu verifici dorințele tale profunde și vrei să spui niște intenții. Dacă tot îmi pui niște intenții, măcar să verific acolo una alta și să văd exact. Sunt în echilibru sau nu sunt? Este important să fiți în echilibru. Și după ce sunteți în echilibru între suflet și latura umană, latura spirituală și latura umană, că na, gemenii ați văzut că sunt doi, unul muritor, altul nemuritor, sunt două laturi ale ființei noastre. Da, ați văzut că sunt acei doi gemeni și ne putem gândi fix așa, o latură umană și o latură spirituală. În momentul în care aduceți echilibru, pur și simplu, am adus echilibru, să împac și mintea, să împac și sufletul și apoi îmi spun intențiile mele universului. Dar pentru asta poate că mi se testează un pic realitatea. Pluto retrograd, Saturn nu intră fix pe luna asta nouă retrograd. E clar că avem nevoie să ne zguduie puțin ceva, să înțelegem exact cine suntem, ce vrem, ce mai avem de lucrat la noi, înainte de a folosi un dar de la univers, de a ne pune niște intenții, pentru că de multe ori știți cum e vorba aia, ai grijă ce-ți dorești că se poate îndeplini. Folosiți această lună nouă pentru că este foarte simpatică, vă ajută să vă asumați niște riscuri, să fiți sinceri cu voi și să vă dați voie să străluciți și îmbrățișați spontaneitatea, îmbrățișați curajul, îmbrățișați cumva dorința de a vă conecta cu ceilalți, de a vă împărtăși gândurile, ideile, emoțiile, de a vă apropia și de a vă lăsa să spunem așa, de a vă lăsa ghidați de energia magică a lunii noi și a începe să vă faceți niște planuri, pentru că la lună nouă ne facem planul, despre asta este vorba. Îmi fac planul, îmi pun intenția, arăt universului planul meu. Să vă faceți planul pentru a vă bifa aceste obiective. Este o lună nouă care vă dă un impuls de a căuta. Nu știi ce cauți, dar cauți. Caută, pentru că energia geamănului este acel copil care caută, nu știe ce caută, dar e pregătit să descopere lumea.
fă-ți planul, caută în continuare, poți să ai și un scop clar, poți să nu știi ce cauți, dar tu știi că ești în căutarea a ceva care să-ți aducă fericirea. E momentul să plantezi fericirea. Stabilește-ți intenții și aliniază-te cu sinele tău, aliniază-te pentru a-ți îndeplini visele, dorințele și dă-ți voie să-ți îmbunătățești relațiile. Ați văzut că avem acolo asteroidul parteneriatelor, să-ți îmbunătățești relațiile, să înveți niște lecții, să crezi, să evoluezi, să te reinventezi. Pregătește-te să îmbrățișezi așa magia și puterea Universului, dar fii sincer cu tine, pentru a-ți manifesta viața visurilor tale. Desigur că v-am pregătit și un ritual. Ritualul pentru această lună nouă în Gemeni se poate realiza din data de 16 iunie, ora 5:30 dimineața, ceea ce vă dau eu. Dacă în alte părți citeți altfel, le faceți pe alea, dar dacă îl realizați pe ăsta pe care vi-l ofer eu astăzi, îl realizați în condițiile pe care eu vi le ofer, că este ritualul făcut de mine. Da? E foarte simplu, pentru că nu am energie să mai răspund că am văzut nu știu unde, că a făcut și adres, nu mă interesează. Nu mă interesează ce s-a făcut și ce s-a mai făcut. Mă interesează ce vă dau eu și dacă vreți să-l faceți pe ăsta pe care vi-l dau eu, e minunat. Nu doriți, e la fel de minunat. Îl puteți realiza din 16 iunie, ora 5:30 dimineața, ora României, până pe data de... Până când? Până pe data de 18 seara. Seara când vreți voi, 18 iunie. Deci aveți 2 zile jumate, aproape 3, să îl tot realizați, dacă doriți. Bineînțeles că el se poate face oricând, dar dacă vreți să-l faceți sub o energie potrivită, o energie favorabilă la lună nouă, îl faceți acum pe această lună nouă. Dacă o să vă placă și o să vă placă, o să-l faceți și la o altă lună nouă sau lună în creștere sau când se află luna în Gemeni. Iar ritualul nostru spune în felul următor. Materiale necesare: lumânare albă, ulei de portocală pentru deblocarea oportunităților, ulei esențial, ulei de trandafiri sau apă de trandafiri, găsiți și pe la Plafar, sau, da, ulei esențial sau apă de trandafir pentru calmare și relaxare, hârtie pix, tămâie, salvie, bețișoare parfumate, ce vreți voi, pentru purificare prin casă și ceai de salvie. Pasul numărul 1. Aprinde lumânarea cu intenție. Intenția este de a avea claritate. Eu, geluța, aprind această lumânare cu intenția de a avea claritate. 2. Curăță casa folosind bețișoare parfumate sau la alegere ce vrei, tămâie, salvie, palo santo, fiecare ce își dorește. Deschide la ferestrele să iasă toată energia negativă. 3. Consumă un ceai de salvie pentru a elibera energia negativă. 4. Relaxează-te câteva minute, concentrează-te pe respirație, inspiri, expiri. Câteva minute, fiecare cât simte nevoia. 5. Scrie pe hârtie următoarea afirmație. Mintea și sufletul lucrează împreună pentru a-mi găsi noi modalități de a progresa. Asta se scrie pe hârtie. Apoi repetă cu voce tare. Asta nu se scrie. Sau dacă vreți o puteți scrie, dar eu nu vă recomand neapărat să o scrieți. Și spuneți așa cu voce tare. Mă las ghidată de vocea interioară. Am încredere în această voce. Mă conduce către binele meu cel mai înalt. Caut cu bucurie să descoper o cale nouă. Sunt deschisă către tot ceea ce viața are să-mi ofere. Plantez fericire. Lucrul ăsta îl spuneți cu voce tare. Da? Apoi, tot pe foaie, scriem 3 dorințe importante. Ce considerați voi că e foarte important pentru voi? 3 am recomandat eu. Acum, dacă aveți un catralion de dorințe, mai tăiați din ele, că nu o să vă duceți la restaurant să dați 10 comenzi. Vedeți ce e mai important pentru voi și încercați să comandați Universului ce e mai important, pentru că cine vrea multe, de fapt, nu știe ce vrea și nu vrea nimic. Ne concentrăm pe 3. Dacă vrei tu că ai 10.000 de dorințe, poți să îți spui mai multe, da? Eu aș recomanda 3. Detaliază și citește cu voce tare ce ai scris acolo că îți dorești.
Apoi, luăm o picătură de ulei esențial de portocală sau trandafir, sau ambele, și vă dați pe încheietura mâinii, deci aici la mâini. Dar ideal ar fi să faceți și înainte și după, când scrieți voi acolo dorințele. Și puteți să puneți o picătură, adică nu că puteți, trebuie să puneți o picătură de ulei de trandafir sau ulei de portocală pe hârtie. Hârtia se păstrează. Amin, fie voia ta, Doamne, cine merită va primi, cine muncește va primi și mai mult, pentru că uneori poți să muncești și să nu primești, alteori nu muncești și primești, alteori ți se așează mai repede, însă nu e cazul să ne supărăm că facem ritualul sau ne rugăm și ni se întâmplă sau nu se întâmplă. Datoria noastră este să ne trăim viața cu bucurie și să ne arătăm aceste intenții și să lucrăm, desigur, să acționăm pentru ele. Să vă fie de folos și nu uitați, like, share, subscribe pentru a susține aceste clipuri dacă doriți să le mai fac. Dacă nu vor fi susținute, nu or să mai fie realizate. Mulțumesc!